Învățământul catolic din Moldova are astăzi mai multe instituții de nivel liceal și câteva cu grad universitar, toate pregătind atât viitori preoți cât și tineri cu o educație solidă care pot urma orice alt parcurs în viață. Fondat în anul 1886 de episcopul Nicolae Iosif Camili, cu acordul papei Leon al XIII-lea, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași este cea mai reprezentativă instituție de învățământ din dieceză. Institutul a fost închis de regimul comunist între anii 1948-1956 și redeschis ca secția română a Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. În anul 1990 redobândește structura autonomă cu rector propriu sub jurisdicția episcopului diecezan de Iași. Din aprilie 1995, institutul a fost afiliat la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Pontificale din Lateran. De-a lungul timpului, peste 1500 de preoți s-au format la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif Iași, atât pentru Moldova, cât și pentru diferite țări ale Europei sau misiuni din întreaga lume. Formarea viitorilor preoți se desfășoară pe mai multe planuri, are mai multe dimensiuni. Este o formare intelectuală, unde candidații, în cadrul căreia candidații dobândesc cunoștințele teologice necesare desfășurării activităților. Această formare intelectuală este făcută în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, prin Facultatea de Teologie Romano-Catolică, astfel că la finalul studiilor absolvenții dobândesc diploma de master în teologie. De asemenea, există o altă dimensiune, aceea a formării umane, care este fundamentală. Viitorii preoți trebuie să dobândească acele calități și virtuți umane care să-i facă capabili să interacționeze cu semenii lor, care să-i transforme în lideri ai comunităților în care vor lucra, lideri umani, dar în primul rând lideri spirituali. Urmează apoi o formare spirituală, duhovnicească. Tinerii trebuie să dobândească în cadrul acestei formări acele calități sufletești care, apropiindu-i pe ei de Dumnezeu, să poată să conducă la rândul lor comunitatea care le este încredințată pe această cale, pe drumul spre Dumnezeu. Nu în ultimul rând, există și o formare pastorală. Studenții încă din această perioadă fac o anumită practică în parohiile din Iași, dar nu numai, din toată dieceza, pentru a se familiariza cu realitățile concrete pastorale din dieceza noastră. La sfârșitul celor 6 ani de studii, absolvenții au un bagaj de cunoștințe și experiențe care îi ajută să activeze ca buni preoți. Eu sunt în anul 5 și această ultimă perioadă de pregătire până la diaconat în decembrie este o perioadă de, nu știu, plină de provocări, pot să spun. Pentru că înțelegem și mai bine ce avem de făcut în viitor ca preoți. Anul 5 urmează după anul pastoral, am trăit un an de zile într-o parohie și am învățat ce înseamnă să conduci o parohie, cum face un părinte paroh. Cred că această ultimă perioadă, 6 luni până în decembrie, va fi o perioadă în care aprofundăm ceea ce am acumulat în anul pastoral și în anii de formare aici în seminar și o perioadă în care să ne încredințăm mai bine Domnului, milostivirii sale, să înțelegem care este rolul nostru de păstori de suflete. Anul seminar teologic Sfântul Iosif Bacău.
Studenții seminariști de la Iași provin în general din seminarul liceal din Bacău, școală de nivel liceal care împreună cu Liceul Teologic Romano-Catolic formează Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif. Cele două structuri, cea de seminar și cea de liceu, funcționează de peste 25 de ani la Bacău. În prezent sunt 4 clase de seminar cu 64 de elevi și 14 clase de liceu, în care 386 de tineri se pregătesc în profilele matematică, informatică și științe sociale. Ceea ce este specific seminarului nostru e această pregătire, pe lângă cea intelectuală și umană, o pregătire spirituală și mai ales posibilitatea pe care o oferim unor tineri de a face un discernământ vocațional. Dar ceea ce ne străduim atât aici, în seminar, cât și la liceu, este să punem bazele unei pregătiri umane, înainte de toate, intelectuale, dar mai ales să le oferim tinerilor acel set de valori care vine din credință, din morala creștină și care să-i ajute apoi să pășească cu maturitate în viață și să aibă un parcurs frumos care să-i împlinească pe ei ca oameni și să-și aducă contribuția în societatea în care trăiesc. Alte instituții de învățământ din dieceza de Iași, care se ocupă cu formarea tinerilor în plan intelectual, uman, spiritual și pastoral, sunt Liceul Teologic Franciscan Sfântul Francisc de Assisi din Roman, Liceul Teologic Romano-Catolic Fericitul Ieremia din Onești, Liceul Catolic Sfânta Tereza Pruncului Iisus, care funcționează în cadrul Școlii Normale Vasile Lupu din Iași, și Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.